Bună seara, haideți să discutăm despre evaluarea săptămânii. Astăzi, 29 noiembrie, este o zi liberă, dar totuși astăzi am avut o întâlnire cu boierii din județul Harghita și sper că voi reuși să vă postez aici și fotografii și să discutăm despre acele probleme cu care se confruntă boierii. Dar haideți să revenim la COVID, să revenim la viața politică, deci avem un guvern și din guvern face parte și UDMR-ul. Chiar asta, acum, pentru colegii primari, pot să vă spun că acum toată lumea este la guvernare în județul Harghita, deci nu numai UDMR și PNL, dar este la guvernare și PSD-ul și atunci voința politică al conducerii centrale ale celor trei partide va decide ce și cum va primi fonduri, finanțe, județul Harghita. Deocamdată așteptăm pentru că nu avem bani de a plăti facturile pentru reparații de drumuri sau de reabilitări de drumuri. Chiar dacă suntem un județ unde, cum vă zic, fiecare primărie este la conducerea guvernului, deci partidele noastre, UDMR, PNL și PSD, participă la guvernare. Așadar, un anunț pentru colegii din PNL și PSD, haideți să facem front comun ca acele sume care sunt necesare pentru reabilitarea drumurilor județene din județul Harghita să sosească. Știm că este programul Anghel Salini, dar trebuie urgentat puțin, pentru că nu este la UDMR Ministerul de Finanțe, e la PSD, deci primul ministru e de la PNL, deci chiar dacă domnul Călămenuno și cei cautilă doresc urgentarea acestor lucruri, fără PNL și fără PSD nu va merge. Deci aici așteptăm susținere și colaborare și haideți toți politicienii din județul Harghita să ne unim forțele ca să putem aduce fonduri pentru dezvoltarea județului. În privința COVID-ului, în ultimele 24 de ore s-a văzut că am avut numai câteva cazuri noi, 4. Avem indicați 96 și din păcate avem 2 decedați. În spitale s-a scăzut numărul persoanelor internate la spital, sunt 113, izolare la domiciliu 223 și carantină la domiciliu 699. Și s-au făcut aproape 200 de teste în ultimele 24 de ore. Avem 5 localități cu rata de infectare de peste 3% și eu sper că în afară din aceste localități, deci școala a fost și până acum cu prezență fizică și chiar aceste localități tind să ajungă sub 3, deci târziu de la săptămâna viitoare vor fi cu prezență fizică. Rata de incidență la 1000 de locuitori este 1,14 la 1000, așadar este în scădere. Da. Testarea elevilor și preșcolarilor se va face cu teste antigen, non-invaziv. Și astăzi am avut o discuție cu domnul inspector general Demeter Lemente și mi-a zis că aproape toate școlile s-au decis în așa fel încât testarea se va face de către părinți acasă și rezultatul va fi trimis prin e-mail sau prin hârtie la școală de către părinți. Asta înseamnă că luni și joi vor fi testați copiii. Au ajuns în județul Harghita 106.000 de teste. Așadar, acum au sosit testele, dar având zi libere azi și mâine, deci se va distribui pe la finele săptămânii și atunci prima testare se pare că va fi lunia viitoare. Am avut mai multe întrebări. Noi am citit, nu prea am găsit în regulament ce se întâmplă cu acei copii la care părinții nu doresc sau copilul nu dorește să fie testat. Colegii mei așa au zis că se subînțelege că atunci acel copil nu poate să participe la școală. Dar dacă cineva știe mai exact, vă rog să scrie aici mai jos.
În privința țărilor, mari modificări nu sunt. Au rămas cam aceleași țări în zona roșie, ca și cum au fost. A intrat Italia în zona galbenă și în zona verde a mai rămas Suedia, Spania și Israel. Legat de Israel, știți că acum s-a decis acolo un lockdown pentru 14 zile, ce înseamnă că nimeni nu poate să meargă în Israel. Și dacă merge, chiar dacă este vaccinat, stă 3 zile în carantină. Deci acum este noua formă al virusului, noua mutație, care în Africa de Sud, dar deja și în Europa a apărut. Și de aceea deja acolo s-au luat niște decizii. Acest nou tip de virus momentan se află deci are prezență în Europa, în Italia, Marea Britanie, Belgia, Austria, Dania, Cehia, Olanda și Germania. Ok. În privința COVID-ului am luat o decizie începând de 2, nu știu, deci este o întrebare bună, deci cei care sunt vaccinați, n-am citit că ar fi excepții. Dar asta o să clarificăm și o să scriem aici la răspunsul dumneavoastră ca și răspuns. Deci la întrebarea dumneavoastră ca și răspuns. La Consiliul Județean am decis că începând de 2 decembrie acele restricții cu prezență fizică, cu intrare și restul la Consiliul Județean și la subunități se elimină. Așadar, încercăm să reluăm viața în normal, pentru că este fin de an și la finele anului, cel puțin la Consiliul Județean Harghita, sunt foarte, foarte multe documente care se aduce. Sunt foarte multe decontări, societatea civilă, parohiile, firmele, deci este un flux mare și dacă trimitem colegii să stea acasă și să lucreze de acasă, nu se poate lucra. Deci tone de hârtie nu se poate duce acasă. Deci cine are un loc de muncă unde nu mai trebuie stat în fața calculatorului și nu mai de a gândi, e ok, dar când trebuie verificate proiecte cu planșe mare de A0, deci nu merge cu telemuncă. Deci asta va fi o modificare. Săptămâna care a trecut am prezentat documentul de lucru pentru raportul pe care am fost nominalizat în cadrul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Regiunilor și eu cred că comunitățile vulnerabile au sprijin pentru energie și tranziția verde despre care se vorbește la nivelul Uniunii Europene trebuie să aibă la vedere și acele situații în care a fost odată când aproape că am fost ales primar aici la Miercurea Ciuc, dar până la urmă, 2016, nu am candidat, deci nu sunt primar, sunt la Consiliul Județean, dar mulțumesc, domnule Emil Aluaș. De aceea sunt un raportor care ar dori să prezintă că soluție la tranziția verde să fie o tranziție justă și echitabilă și acele idei care vin din partea Uniunii Europene sau din partea unor țări din vest că taxarea la folosirea lemnului de foc ar trebui să fie una dintre soluții ca să ne lăsăm de a elibera dioxid de carbon. Nu prea este o idee viabilă, cel puțin la noi, când aproape toți, și eu momentan, sunt conectat la un cazan de lemn de foc și la acele țări unde acele investiții
nu s-au realizat, trebuie cumva în Uniunea Europeană altfel să perceapă taxarea activităților, dar și pentru a susține trecerea într-o tranziție verde. Și sunt 71 de miliarde de euro care vor fi distribuiți și nu e același lucru dacă acest lucru se face în așa încât noi o să fim ocoliți sau vom fi beneficiari reali ale acestor sume. Ok. La parcursul săptămânii 3 licee de la Manța Iosef și Coș Caroi din Miercurea Ciuc și din partea școlii Petru Fișandor au participat la vizite la ferme. Deci noi credem că pentru orientarea profesională al tineretului e bine să viziteze copii ferme, fabrici. Deci așa, dar vă invit și de la Bălan, și de la Toplița, și de la Corbu, și de la Subcetate. Deci dacă aveți intenții ca copiii să viziteze și să vadă cam ce este în viața reală, în cadrul unor întreprinderi, în cadrul unor firme, suntem parteneri, deci asta puteți să veniți. Și am prezentat și o soluție, o metodologie inovativă pentru a sprijini educația digitală diferențiată, pentru că trebuie să fim foarte atenți. Și în primul acei părinți care nu au timp să supravegheze cam ce fac copiii cu tabletul, cu calculatorul, cu telefonul și în loc să-și pregătească tema de acasă, se uită la altceva, se joacă între ei și această nouă metodă care are o finanțare europeană și acum suntem în curs de finalizare și cel târziu în martie deja va fi gratuit, se poate folosi, va ajuta pe părinți ca să lasă pe copil să se joace pe calculator numai după ce a și făcut tema de acasă. Aici este nevoie de colaborarea învățătorilor și al profesorilor și chiar și aici vă îndemn. Deci cine consideră că are timp și ambiție să participe la acest proiect pe care prin programul Erasmus pregătim, este binevenit, vă rog să ne trimiteți un mail sau să îmi spuneți prin Messenger acest lucru. Și în această săptămână am discutat despre drumuri și am fost la față la mai multe drumuri și am fost acolo la premierea startup-urilor familiale din județele Harghita, Covasna și Mureș și între celelalte startup-uri din Ungaria, unde am văzut foarte multe soluții inovative și chiar pe care am putea folosi atât în educație, protecția mediului, dar și în regenerare, deci în foarte multe domenii. Da, felicităm clubul Prisma care acum a împlinit 35 de ani, pe acei fotografi de care suntem mândri. Și acest club de fotografie care are denumirea de Prisma, eu cred că a fost avut o activitate foarte, foarte bogată și frumusețile unde trăim cu ajutorul acestei echipe a fost întărit și a fost prezentat mult mai bine. Felicitări! Se mai poate vizita până poimâine în Galeria de Arte a Consiliului Județean. Știți că Galeria de Arte la Consiliul Județean, în Palatul Administrativ, lucrează 24/24, deci nu e nicio problemă că acum e zi liberă, că este acolo portarul și vă ajută ca să puteți intra. Ok. Mai vroiam să zic că vom încerca să accentuăm pe proiecte europene, să punem un accent, pentru că s-a văzut și acum astăzi pentru cooperative agricole. Este un termen
la miezul nopții, până când se poate depune proiecte și finanțările, poate să intre și chiar până la 1.500.000 de euro, cu parte proprie de numai de 10% și sunt foarte puține proiecte și în nivel de țară. Și aici eu cred că societatea politică cumva, cum și cu COVID-ul, am greșit foarte mult. Deci încrederea oamenilor, încrederea fermierilor în fonduri europene cumva a scăzut foarte mult și asta nu este un lucru bun. Dacă avem aceste resurse, dacă avem aceste fonduri, ar trebui să lucrăm mult mai mult pentru conștientizare, pentru aliniere, pentru a întrajuta, pentru a convinge, pentru a da răspunsuri. Deci, campaniile de informare și de conștientizare ale guvernului, fie și cu UDMR, fie și fără UDMR, în privința fondurilor în domeniul agricol, cum cam cumva n-au un eco pozitiv sau n-au rezultate bune. Și chiar astăzi, când am întâlnit și astăzi cu oieri din județul Harghita sau reprezentanților, toată lumea se plânge că în județul Harghita, legile sunt mai aspre, mai dure și fiecare mai pune încă o condiție în plus. Și asta am văzut și eu. Și cu de asta mă lupt foarte mult. Deci, în județul Harghita, cineva ca să semneze un document sau să verifice ceva. Deci, nu trebuie să merge și peste cu condiții, pentru că atunci chiar că nu se va depune proiecte pentru finanțare europeană. Chiar am auzit că în județ, de un exemplu concret, la AFIR, unde se distribuie banii europeni pentru fermieri, pentru proiecte. Deja nu se depune proiecte în care este și construcție, ci depun proiecte fără construcții, pentru că atunci AFIR Harghita nu are competență și se duce toată documentația la AFIR Alba Iulia, la reprezentant, deci conducerea pentru regiunea centru. Pentru că la noi sunt niște funcționari care cred că sunt peste lege și mai cer încă 10 condiții. Și aici astfel de cazuri mă întâlnesc zi de zi. Deci cumva, chiar dacă cineva este într-o funcție publică, ar trebui să aplice legea în sensul legii și nu pentru a se mai face niște asigurări în plus și în plus și în plus și în plus. Deci asta este o problemă în județul Harghita momentan, care împreună am putea să schimbăm, dacă am putea convinge pe acești funcționari publici că dacă îi e teamă atât de mult să semneze o hârtie sau un document, să-l lasă pentru altcineva acest scaun. Deci asta ar fi soluția, cine nu înțelege. Și cu tot cu birocrația, iarăși aici și vă cer colaborarea, pentru că noi încercăm acum să susținem ca să lucrăm fără hârtie. Asta înseamnă că vom folosi semnătura digitală și încercăm să convingem pe toți, cu cei care avem o relație, poate să fie un ONG, poate să fie o biserică, poate să fie o firmă care prestează sau altă, poate să fie cineva care solicită o autorizație. Și vă rog să nu vă supărați dacă din start încercăm să vă convingem să folosiți semnătură digitală și să procurați. În primul rând, că de obicei majoritatea oamenilor nu au, este lucru foarte simplu, despre acest lucru o să vorbim foarte mult și vă rugăm foarte frumos să ne susțineți, pentru că debirocratizarea fără semnătură digitală nu se va face. Și eu cred că Nu este echitabil ca cineva trăiește și are activitate, de exemplu, în Miercurea Ciuc, dar altcineva trăiește și are activitate în Bilbor sau Turgeș. Pentru foarte multe lucruri, omul de la Turgeș și Bilbor trebuie să vină, sau de la Secuie, trebuie să vină la Miercurea Ciuc. O oră jumătate sau două ore dus, două ore întors, deci pierdere de timp, carburant, energie, și să nu mai vorbesc de alte lucruri. Și aici chiar vă îndemn și să haideți să ne gândim că debirocratizarea va începe atunci când, prin
sisteme online vom reuși să rezolvăm treburile. Deci și aici vă solicit susținere. Chiar dacă în primele zile, luni, săptămâni va fi foarte greu. Și am anunțat și în limba maghiară că, având în vedere că nu prea sunt proiecte, sunt proiecte puține care se depune din sfera economică, din partea gospodarilor, fermierilor, vom încerca să vă susținem cu cunoștințe în acest domeniu, pentru că eu cred că cine poate să scrie și să citească, deja niște noțiuni minimale despre proiecte europene ar trebui să aibă și atunci n-ar fi la îndemâna firmelor de consultanțe care câteodată bat joc de beneficiari. Okay? Și vom continua și digitalizarea în privința turismului, protecției mediului, protecției naturii, pentru că dacă vom reuși să aducem toate informațiile, toate posibilitățile la un telefon, printr-o aplicație, atunci atât plățile, informațiile, serviciile, chiar și îndemnurile. Aici poți să mergi cu snowmobile, acolo nu poți să mergi. Dacă acolo este vegetație fragedă, acolo poți să mergi pentru că este un loc unde poți să mergi cu snowmobile, chiar dacă vii din Germania sau nu știu din care țară, și dacă faci traseul de 10 ori, de 10 ori 10 euro ți se va scoate din cardul bancar, automat, nu e nicio problemă. Deci aici dorim să întărim capacitatea noastră administrativă, aici va trebui să ne aliniem cu composesorate, cu proprietari de păduri, terenuri, ofertanții de servicii turistice, încât digitalizarea și în acest domeniu să fie una care va aduce beneficii. Ok? Și da, deci închei. Deci săptămâna în care suntem, deci mâine o să fiu în județul Covasna Brașov, miercuri și joi, 1 și 2 decembrie, o să fiu la Bruxelles, va fi plenara. În fiecare an, în această dată, se ține plenara Comitetul Regiunilor la Bruxelles. Voi avea mai multe prelegeri acolo, din partea Partidului Popular European. Și vineri o să fiu acasă. Deci foarte repede se va termina această săptămână. Așadar, concluzie, nu avem bani pentru plata facturilor la drumuri județene, nu avem încă bani pentru plata salariilor la domeniul social pentru Direcția Generală de Asistențe Sociale pentru județul Harghita. Așadar, ne uităm spre București și sperăm că colegii noștri ne vor susține. Mulțumesc că m-ați urmărit, vă rog să faceți un share la acest mic video și vă așteptăm orice fel de idee, propuneri, întrebări aveți, pentru că de aceea suntem în slujba dumneavoastră. La revedere!